noului partid ADN, Alternativa pentru Demnitate Națională. Și este a doua conferință de presă a partidului. Prima a fost susținută acum două săptămâni la Brașov. Iar astăzi am hotărât să venim în mijlocul dumneavoastră, în județul Dâmbovița, și să prezint împreună cu domnul Cătălin Ivan, fondatorul partidului, noului partid politic, să vă prezent, să ne prezentăm practic și să ne cunoaștem. Îmi pare rău că această conferință de presă are loc în același timp cu niște evenimente groaznice care s-au întâmplat și care țin de statul de drept. Eu vreau să vă spun doar atât. Noi suntem alternativa acestei clase politice care astăzi, sau mai bine spus aseară, în momentul în care a fost recunoscută acea faptă groaznică, acest stat de drept, de fapt, nu mai există. Toți, absolut toți, cei aflați în funcție de conducere, ar trebui să-și dea demisia, iar cei care sunt în funcții cheie, în instituții cheie ale statului, care puteau de atâta timp să pună stabilă acestor fără de legi și acestor evenimente care îngrozesc o lume întreagă, trebuiau să plece. Să plece chiar din țară. Au acumulat mult. Au acumulat fabulos de mult. Și ei, și rudelelor, și pilelelor, și relațiilor. Ăsta este un stat de tip mafiot. La care nu pot spune că nu am participat și noi. Toți cei prezenți de aici. Și alții de acasă. Și cei care ne privesc. Toți am participat și toți suntem pe lângă acești indivizi care nu au neam, n-au țară, n-au patria adorată. Cum spunea maestrul meu, Joe Saizu. N-au mamă, n-au tată, n-au patria adorată. Îi interesează numai și numai să fie în funcții, să vă cheme la conferință de presă, astăzi vă chema la ziua imnului, festivisme, când ar fi trebuit ca drapelul, tricolorul, să fie coborât în Bernă. Să le fie rușine și vă mulțumesc dumneavoastră că ați venit aici să lansăm partidul Alternativa pentru Demnitate Națională și la Târgoviște. Vă mulțumesc! Îl las pe domnul Cătălin Ivan și prietenul meu să vă spună despre noi, despre ADN, despre Alternativa pentru Demnitate Națională. Vă mulțumesc! Bună ziua, vă spun și eu și vă mulțumesc că sunteți astăzi aici în număr așa de mare. Alternativa pentru Demnitate Națională se conturează pe baza două concepte. Unul de alternativă, alternativă la actuala clasă politică și al doilea de demnitate națională ca sumă a demnităților individuale. Voi dezvolta puțin conceptul pentru că discutând despre ADN înțelegem și de ce un nou partid politic și nu ne-am dus fiecare în alte partide deja existente. Nu-i singurul partid înființat de curând. Nu-i singurul partid nou, apar foarte multe partide noi, dar din punctul nostru de vedere, România este captivă politicii de clan. Trăim într-o țară în care politica țării se face în sufragerii, în diferite sufragerii, neamuri, rude, prieteni, fini, verișori, toți intră în politică, toți ocupă funcții importante. Astăzi, administrația publică centrală, administrația publică locală, partidele politice, toate, le luați la un capăt la altul, sunt aservite diferitelor clanuri.
Întrebați-i pe toți la conferințe de presă ce le fac copiii. Veți vedea că măcar unul dintre ei are un copil, un nepot, o soră sau ceva, tot în politică, eventual în același partid, dacă nu ocupă funcții importante în administrația publică. Avem poate cei mai bogați politicieni, cea mai bogată clasă politică din Europa și cea mai săracă populație. Toți îmbogățiți din afacerea cu statul. Toți au lucrat toată viața lor la stat, toți trăiesc într-un lux inimaginabil pentru, de neimaginat pentru un politician din Europa sau din lumea civilizată. Doar de curiositate, luați la întâmplare un lider politic din România și verificați pe Instagram sau Facebook standardele de viață, hobby-urile sau cum trăiesc ei, familia lor, copiilor. Veți vedea vacanțe de lux în cele mai exotice locuri, veți vedea cele mai scumpe mașini din lume pe care puțin și le permit în vest, veți vedea un nivel de trai poate văzut doar în filme. Această clasă politică, ce nu-și poate justifica averea, care își controlează, își menține puterea prin această politică de clan pe care o duce, trebuie să dispară. S-a discutat foarte mult despre legea lustrației. Nu s-a mai făcut pentru că, evident, foștii comuniști în acel moment controlau Parlamentul. Acum ar trebui să discutăm despre o lege împotriva nepotismului și a politicii de clan. Credeți că ar trece o astfel de lege în România, astăzi, în Parlament? Sub nicio formă. Sub nicio formă, pentru că absolut toți își pun rudele, neamurile, prietenii în funcții cheie. Astăzi, România este blocată din cauza acestei politici, dar în același timp, astăzi, România plătește cu sânge și cu vieți această politică. Nu numai că îi îmbogățim pe acești politicieni, poate cei mai corupți din Europa, dar în același timp, suntem prima țară din Europa victimă a traficului de carne vie. Avem peste 400.000 de români victime ale sclaviei moderne în toată Europa. Nu mă refer la faptul că România furnizează femei pentru prostituție în Europa, dar vorbim, pe lângă acest fenomen, vorbim de faptul că românii sunt luați din satele românești și duși pe șantierele din Germania, pe plantațiile din Italia, din Spania și lucrează nu la negru, lucrează în condiții de sclavie. Sunt ținuți în lagăre, efectiv împrejmuite cu sârmă ghimpată, le sunt luate documentele, sunt duși pe șantier, muncesc, sunt duși înapoi în lagărul respectiv, nu au niciun drept, nu știe nimeni de ei, nici familia nu mai știe pe unde sunt, nu au voie să ia legătura cu absolut nimeni, iar în condițiile în care se răzvătesc, mai sunt și astfel de cazuri, sunt aruncați în stradă, fără bani și fără documente. Consulatele știu situația aceasta. Ambasadele știu această situație. Evident, la Ministerul Afacerilor Externe se cunoaște foarte bine această situație. Aceste rețele de crimă organizată sunt foarte bine cunoscute și la Ministerul Afacerilor Interne. De ce nu se intervine? De ce nimeni nu se implică? De ce trebuie să apară în statisticile oficiale că România este principala afectată de acest fenomen? De ce oficialii europeni încep să spună cu subiect și predicat, cum a fost Salvini acum câteva luni de zile, că România furnizează sclavi și cu toate acestea în România nu există nicio dezbatere pe acest subiect, mie mi-arată că este mai mult decât incompetență. Mie mi-arată o complicitate între instituțiile statului, între poliție, Ministerul Afacerilor Interne și aceste rețele de crimă organizată. Nu vom putea scăpa de situația în care ne aflăm decât în momentul în care vom declara cu toții război deschis nepotismului, în momentul în care copiii acestor politicieni își vor căuta și altă meserie decât aceea de lucrător la stat, ocrotit de tata, de unchiu și alte rude de gradul 1 sau 2. ADN declară război deschis nepotismului, declară război deschis politicii de clan,
ADN își propune să scoată sufrageriile din politica românească. Suntem și milităm pentru transparență totală, pentru meritocrație. Oamenii pe care ADN îi va propune în funcții publice să-și asume responsabilități publice vor fi oameni care au muncit în ADN, care au crescut, care au merite concrete și se pot dovedi și nu în ultimul rând care au probitate morală și profesională. Eu vă mulțumesc că ați venit încă o dată. Nu vreau să lungesc foarte mult acest cuvânt, pentru că sunt convins că vor fi întrebări din partea dumneavoastră și poate e mai bine să intrăm într-un dialog. Vă mulțumesc mult!